Mende are unele rețineri legate de povestea cu renașterea. Când începe luna august, eu mă gândesc la gust. Că e vorba de fructe de sezon sau de povești, nu contează. Așa că îți recomand o odisee feminină cu aer rural și suflu de epopee. În fica măcelarului, Ianiț Iscovici te duce pe urmele legendelor de familie pierdute prin estul Europei ultimului secol. De vreme ce el nu se poartă ca un negustor, de ce m-aș purta eu ca un cumpărător?